Casa Județeană de Pensii, în subordinea căreia se află cabinetele de expertiză medicală din Maramureș, duce lipsă de mai mulți ani de medici pregătiți să lucreze în acestea. Cea mai delicată situație este la centrele de expertiză din Sighetu Marmației și Vișeu de Sus, unde medicii s-au pensionat, iar alții nu au mai putut fi angajați în locul lor. Am făcut nenumărate demersuri, am scos la concurs, am încercat și la rezidenția să scoatem două posturi, din păcate n-au fost interesați, nu s-a înscris nimeni nici la rezidențiat și suntem puși în situația în care va trebui să facem o reorganizare a serviciului de expertiză, drept pentru care am făcut un plan de reorganizare și am ajuns la concluzia că vom închide cabinetul de la Vișeu, având în vedere distanța mai mare și faptul că sunt mai puțini pensionari de invaliditate arondați la cabinetul de la Vișeu. În zona Vișeu sunt circa 4500 de pensionari de invaliditate, în timp ce la Sighetu Marmației sunt cu aproximativ 500 mai mulți. Cabinetul de expertiză medicală din Sighetu Marmației rămâne însă deschis, dar și la acesta activitatea va suferi modificări. Sperăm ca în viitorul apropiat, măcar pentru acest cabinet, să găsim o soluție. Cu înțelegerea colegilor, a doctorilor care sunt la cabinetele de la Baia Mare, vom desfășura în continuare activitatea acolo, urmând să meargă de două ori pe săptămână câte un medic de la cabinetele din Baia Mare. Cabinetul de la Sighet va rămâne în incinta spitalului. Am solicitat un spațiu suplimentar ca să putem aduce dosarele de la Vișeu. Vom face acest lucru treptat, pentru că nu vom putea dintr-o dată. Ne-am gândit ca zona Vișeu-Borșa să le aducem la Sighet, să rămână și Sighetul arundat, iar ce este din coace de Sighet vom aduce spre cabinetele de la Baia Mare. În județul Maramureș au funcționat până în urmă cu câțiva ani 6 cabinete de expertiză medicală. Acum sunt 5, 3 în Baia Mare, unul la Vișeu de Sus și unul la Sighetu Marmației. Din fericire, nici numărul persoanelor care trebuie să treacă pragul acestora nu mai este la fel de mare. Potrivit statisticii Casei Județene de Pensii, în 2005 erau înregistrați peste 30.000 de pensionari de invaliditate, în timp ce acum sunt aproape 21.000. Reorganizarea anunțată va avea loc în prima perioadă a anului viitor.